despre o mașină. Mașina fostului iubit a fost incendiată, iar toate tunurile au fost puse pe ea. În timp ce sărbătorea botezul fiului său dintr-o altă relație, mașina unui celebru luptător de MMA a fost incendiată, iar Yasmina Halas, fosta sa iubită, a devenit în ochii lumii principalul suspect, căci ar fi avut și motiv, spun gurile rele. Așa că haideți să vedem imaginile și revenim cu întreaga poveste, dar vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Mașina fostului iubit al Yasminei Halas a fost incendiată în plină noapte. Gurile rele spun că bomba sexy ar fi fost în spatele atacului mafiot, mai ales că fostul iubit sărbătorea botezul fiului său. Dar să o luăm cu începutul. Pe imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum o persoană coboară dintr-o mașină care oprește în fața restaurantului în care avea loc petrecerea. Un bărbat aleargă spre bolidul luptătorului și pare că stropește o substanță pe mașină și îi dă foc. Într-o clipă, bolidul de lux se aprinde și arde ca o torță. În timpul acesta, mașina cu care a venit întoarce, iar incendiatorul se urcă aproape din mers. La un moment dat, persoanele invitate la botez ies rând pe rând. Deci au dat foc la mașină, incredibil. Yasmina, fosta iubită a bărbatului, a fost acuzată că ea ar fi pus la cale vandalizarea mașinii, căci ar fi avut cel mai puternic motiv. Bărbatul ar fi făcut un copil cu o altă femeie. De ce toată lumea a suspectat-o pe ea, ne va spune chiar Yasmina, care este legătură directă cu noi chiar acum. Bună ziua, Yasmina! Bună ziua! Yasmina! Am văzut că zâmbești, probabil în urma tuturor acuzațiilor pe care le-ai primit. Dar hai să luăm un pic cu începutul. Cât timp ai fost în relație cu luptătorul MMA? Da, am fost aproximativ 10 luni și sub nicio formă nu se pune problema despre o chestie de genul. Chiar m-au amuzat titlurile. Pentru că nu m-a acuzat nimeni pe mine, în afara faptului că persoane de prin anturaj și-au spus părerea, cum că aș putea eu să fac vreodată așa ceva, dar persoane care pe mine nu mă cunosc, adică... Dar este adevărat că tu, când ai fost în relație cu acest luptător, ai aflat că el avea un copil cu o altă femeie și tu nu știusești nimic până atunci? Nu este adevărat. Eu am aflat chiar la începutul relației despre faptul că fosta lui iubită era însărcinată. Am aflat, am acceptat situația, știam că urmează să se nască copilul. Nu m-am băgat între ei, nu i-am despărțit eu. Nu a fost pentru mine niciun șoc, adică știam că urmează un botez, urmează o naștere a copilului. Adică, în primul rând, un copil este o binecuvântare. Nu aveam eu cum să intervin între ei. Ei nu mai erau împreună. Dar pot să te întreb dacă unul dintre motivele despărțirii voastre a fost faptul că i se născuse acest copil? Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă nu a fost unul dintre motive. Nici nu se pune problema de așa ceva. Noi am avut alte discuții. Au fost multe alte lucruri care au intervenit între noi, dar nu ne-am despărțit nici cu scandal, nici cu discuții. Noi încă vorbim, bineînțeles, l-am contactat să văd dacă este în regulă, dacă are nevoie de ceva. Am vrut să știu cine a fost în stare să-i facă așa ceva, pentru că mi se pare ceva peste... orice gândire de psihopat, de, nu știu, nici nu știu cum să mă exprim. Și știu că poliția deja are o pistă și deja se știe în mare parte cam cine a făcut acest lucru. Tu spuneai că l-ai sunat după incident, așa este? Da, da. Sigur că l-am sunat. Era normal să-l sun pentru că acum câteva luni mi-a fost mie vandalizată mașina, mi s-a spart geamul mașinii,
Mi s-au furat doar câteva chestii, adică asigurarea și chestii neimportante din mașină. Am anunțat poliția, inclusiv eu atunci. Nu am fost sunată nici în zi de azi, nu știu cine ar fi putut să-mi facă asta. Nu m-au contactat, a rămas în aer tot. Și el a fost lângă mine, adică era normal să fiu și eu lângă el într-un moment atât de dificil pentru el. El acum este, are o relație cu mama copilului lui? Nu știu, nu am intrat în detalii de genul. Vă dați seama că are o relație cu mama copilului pentru că au un copil împreună. Trebuie să vorbească, trebuie să... Nu știu, sunt detalii care nu mă privesc pe mine. Cât el a fost împreună cu mine, a fost cu mine. Nu a fost cu altă femeie, nu a fost cu... Adică a fost acolo cât a trebuit să fie. Exact ceea ce tu ai fi declarat. În data de 15 mai, tu ai fi spus așa: de curând am aflat că are și un copil. Are o relație cu mama copilului și nu doar pentru copil. L-am protejat mai mult decât pe mine. Dacă tu spuneai în mai că de curând ai aflat că el are și un copil, copilul deja a fost botezat, e clar că tu ai aflat destul de târziu despre acest copil. Poate că era și născut copilul și spui că are și o relație cu mama copilului, nu doar de dragul copilului. Ce ai vrut să spui cu asta? Sunt declarațiile tale. Da, eram într-un moment în care noi eram despărțiți. Cred că știu despre ce interviu îmi spuneți. Eu am aflat despre copil chiar la începutul relației mele cu el, că este însărcinată. Am fost întrebată de fiecare dată, dar nu am intrat în detalii, pentru că sunt chestii care nu mă privesc pe mine. Adică, da, urmează să aibă un copil, dar nu trebuie să vorbesc eu, pentru că nici fetei cu care el are copilul nu-i convine ca eu să ies și să vorbesc despre copilul lor și nici lui nu i-ar conveni, adică nu este ok și nu este... Da, da, Iasmina, nu vorbim aici de copil. Noi vorbim de faptul că tu, dacă tu ai declarat asta, aflându-te într-o relație cu el, spui tu de câteva luni bune, afli că el are un copil care ori urma să se nască, ori poate chiar se născuse, iar el avea o relație în paralel cu mama copilului. Deci tu pari cumva cea trădată, cea mințită în această relație și chiar spuneai în acea declarație că te vei despărți de el definitiv. Și mai spui că l-ai încercat să-l protejezi cât ai putut. Nu am înțeles ce a însemnat asta. De aici, gurile rele au pus pe seama ta acel incident cu mașina în flăcări la botezul copilului lui. Nu vorbim, repet, de copil. Sigur, copilul nu are nicio vină. Vorbesc dacă tu, în relația pe care o aveai cu el, ai aflat că el avea o relație paralelă cu mama copilului și că mai avea și un copil. În primul rând, vreau să vă contrazic din toate punctele de vedere și să vă spun că poliția în momentul de față are o pistă și se cam știe cine a făcut acest lucru. Vreau să fiu scoasă din ecuație definitiv, pentru că nu aș putea să fac chestia asta nici dacă era cel mai mare dușman al meu. Este un bărbat pe care eu l-am iubit exagerat de mult. Au fost neînțelegeri dintre noi, într-adevăr, ca în orice relație. Normal că faptul că el urma să aibă un copil m-a afectat, pentru că era normal, o femeie care iubește este afectată, dar pentru simplu fapt că îl iubesc, a trebuit să accept și chestia asta. Nu știu cum și nu știu cine aceste gurzele care vorbesc despre mine, mi se pare că nu caberează, mi se pare că deja au dus prostia la un alt nivel. Și deja chiar m-am enervat, sincer. Ție, cine ți-a vandalizat mașina? Spuneai că nu ai niciun răspuns de la poliție, dar tu ai pe cineva suspect? Nu, nu am pe nimeni, nu m-am gândit la nimeni. Inclusiv în momentul în care noi eram certați, mi-a fost vandalizată mașina, dar nu se pune problema nicio secundă să mă gândesc că omul cu care am avut o relație și omul pe care l-am iubit și care m-a iubit ar putea să-mi facă ceva. E clar că cineva se joacă cu focul
și poliția ar trebui să afle cât mai repede. Pe mine nu m-a contactat nimeni și la mine s-a întâmplat chestia asta prin martie, cred, nu mai știu exact. Și nici nu are rost să mai intru în detalii, pentru că oricum nu am fost contactată, nu interesează pe nimeni faptul că geamul meu a fost spart, că a trebuit să mă duc eu să-mi repar mașina, că a trebuit eu să umblu, să stau fără mașină cât mi-a fost în service. Nu văd că nu interesează pe nimeni, adică nu am, n-am auzit să fie nicio arestare după ce mașina lui a fost arsă. Nu știu ce să zic despre asta. Consider că poliția ar trebui să-și facă treaba, pentru că, repet, deja există un cerc de suspecție, există o persoană care... În ce știi tu, această persoană e din anturajul lui? Nu este din anturajul lui. Este din oraș, dar nu este din anturajul lui. Și presupun, nu știu, au ceva de împărțit? E vorba despre niște răzbunări, despre niște reglări de conturi la mijloc? Nu știu despre ce este vorba, pentru că eu nu am fost acolo. Știu că persoana respectivă ar fi fost acolo. Eu nu am fost acolo. Nu știu exact, nu am prea multe detalii. Din ce am vorbit cu el, el cam știe cine i-a făcut chestia asta și poliția cam știe despre cine este vorba. Tu, în acest moment, în ce relație ești cu el? Sunteți în relații mai bune, fiindcă spuneai că l-ai iubit foarte mult. Ori noi știm că atunci când iubești foarte mult și te desparți, nu prea mai rămâne loc de bună ziua. Decât dacă reveniți la anumite sentimente sau la o anumită relație. Sau poate că în cazul vostru este altfel. Tu în ce relație ești acum cu el? Noi suntem în relație ok. Vorbim, ne ajutăm dacă avem nevoie unul de celălalt, pentru că, repet, și când mașina mea a fost în servis, el m-a ajutat, el a fost aici, i-am folosit mașina, a fost cu mine la servis, mi-am făcut mașina, adică suntem, ne ajutăm oricând, la orice oră, dacă mă sună îi voi răspunde, dacă îl sun îmi va răspunde. Tu îl mai iubești? Nu are rost, nu vreau să vorbesc despre, nu vreau să vorbesc despre asta. Vă dați seama că iubirea nu trece de pe o zi pe alta. Nu am cum să vă zic că nu mai îl iubesc în condițiile în care relația noastră s-a terminat acum 2 săptămâni. Sau cât a dur, acum cât timp s-a terminat, nici nu mai știu. Păi, stai un pic, tu n-ai declarat în mai ceea ce am citit eu mai devreme și anume că... Haideți să vă spun. Noi am avut o relație cu certuri, cu despărțiri, cu certuri, cu despărțiri. Dacă vă uitați la toate interviurile, o să vedeți că am declarat de 10 ori până acum că ne-am despărțit și tot de 10 ori ne-am făcut de 20 ori, de fapt. Multe despărțiri nu s-a știut despre ele. A fost o relație cu... năbădăi, să zic așa. Acum, e posibil, dacă ultima oară v-ați despărțit în acum 2 săptămâni, să vă împăcați din nou săptămâna viitoare? Da, este posibil. Este posibil orice. Nu pot să zic nu, că am mai spus odată nu și după 10 ore deja eram împăcați, după ce am dat un interviu în care am spus că nu ne vom mai împăca sub nicio formă, după până s-a difuzat interviul, noi deja eram împreună. Acum, e clar că tu vrei să spui celor de acasă că e posibil chiar poate să fiți împreună săptămâna viitoare și că sub nicio formă nu ești tu vinovată nici direct, nici indirect de incendierea mașinii lui. Cu siguranță, nu am, dar nici el nu ar putea să creadă niciodată, nici dacă, nu știu, nici dacă nu există așa ceva, mă cunoaște, n-aș putea să fac rău nimănui, mai ales unei persoane iubite. Nu există așa ceva. Provin dintr-o familie despre care știți, am o altă educație, nici măcar nu-mi trece prin minte. Cred că trebuie să ai o minte bolnavă să faci un gest de genul la un eveniment de genul, să nu te gândești că în mașină poate să fie copii, să nu te gândești că poate să fie oameni pe lângă mașină sau mai rău, Doamne ferește, exploda mașina, ce se putea întâmpla cu oamenii dinăuntru? Pe camerele de supraveghere s-a putut vedea numărul mașinii care a oprit acolo? Eu nu știu, dar am înțeles că poliția ar fi luat și camerele de la intrarea în localitate. Oricum trebuie să se afle, pentru că, în primul rând, este o chestie prea pe față și nu are cum să nu se afle. Repet, ei au o pistă deja, există un grup de persoane suspecte
și mă gândesc că toată lumea așteaptă arestarea lor sau, nu știu, trebuie chemate la declarații, nu știu cum se procedează, dar se știe cam cine a făcut acest lucru. Sub nicio formă nu are cum cineva să se gândească la mine, cu atât mai puțin persoanele care mă cunosc, cu atât nimeni. Adică se uită și familia mea la televizor și vă dați seama că părinții mei în momentul de față sunt foarte dezamăgiți de ceea ce citesc. Că aș fi putut ordona eu un stil mafiot să îi se ardă mașina sau cum aș putea să-i fac rău când noi astăzi suntem împreună, mâine nu mai suntem împreună. Adică noi umblam, eu cu mașina lui, el cu mașina mea, nu există așa ceva. Adică trebuie să fiu scoasă din discuția asta, din ecuația asta, din prima. Bine, cu siguranță că dacă poliția va face cercetări și dacă îl va găsi pe acest bărbat și îl va lua la întrebări, dacă cumva tu ai fi implicată, ar ieși imediat la suprafață treaba asta. Din moment ce tu ai certitudinea și spui cu atâta siguranță că nu ești implicată, înseamnă că nu te temi de nimic și că nimeni nu poate declara nimic împotriva ta. Hai să vedem, apropo de poliție, ce spune poliția despre acest incident și continuăm după aceea. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, în care se fac cercetări în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor producerii incendiului. Acum, norocul acelei mașini este că era chiar singură în parcarea aceea, adică nu mai văd mașini de pe lângă, se putea întâmpla într-adevăr o catastrofă. Putea sări în aer vehiculul, putea sări în aer și celelalte mașini, care sigur că au combustibil în rezervor. Se putea întâmpla o tragedie, că putea sări în aer restaurantul la care era acea petrecere de botez. Adică cine s-a gândit că poate rămâne un incident izolat, n-a luat în calcul ce consecințe dramatice puteau fi. Bine că n-a fost nicio victimă și bine că cumva l-a pus pe fostul tău iubit cu ochii în patru acum, să fie mult mai atent la tot ceea ce se întâmplă și să aibă grijă la cei din anturajul lui sau la cei care îi vor răul. Iasmina, îți mulțumesc și dacă vă veți împăca, cu siguranță vei ține la curent pe cei care te